Dar dumneata totuși l-ai dat în judecată. Pentru ce? Nu l-am dat în judecată. Eu te-ai plâns la procuratură. L-am arestat la poliție. Pentru că se întoarcă întreprinderii care o conduc bunurile. Dar el ce rol avea în întreprindere? El niciun rol. El, de ce are bunurile întreprinderii? De atât că l-am auzit pe unul dintre angajații, foști angajați a întreprinderii, că se educă pentru anumite lucrări, câteva ore. Și așa e procedura, întreprinderea dă din când în când cu împrumut bunuri? Este secundă, noi nu dăm pe împrumut, dar asta era, cum spun eu, n-a lucrezut pe cuvânt sau cum? Lucrezut pe cuvânt, fără birocrație. El, persoana care puteți să o întrebați, jucarul Dorin, era responsabil pe motobloc. Și domnul Corcinski a făcut tot ce e posibil că să rămână în motobloc și să-l trimat pe cojocarul în ziua și de acolo. Motoblocul are la vreo 150 kg și evident, Corcinski nu a putut nici cum să-l încarce înapoi. Să-l dăie jos, Corcinski o ajuta, dar când să-l încarce, când subdurezi, n-are de-am. Și? Pentru că motoblocul a rămas la dânsul, v-ai judecat? Poftim? Pentru că a rămas aparatul și ala la dânsul, pentru că nu vrea să-l întoarc și l-a spus că e a lui. Și cât e? Cât costă așa? 18.000 de lei. Dar e risc ani de pușcărie sau doar amendă, pentru ce? Păi nu știu ce, cu procuror aseară, nu eu. Pentru mine sunt doar cu bunul întreprinderii. Dar procurorul ce a cerut, nu știu. Eu nu știu, n-am discutat. De ce nu vrei avocat la stat? Vreau avocat am renunțat din stat. De avocat de oficiu. De oficiu. Și ea mă să-l bagă matale cu deasă. Da, mi-l bagă cu deasă și mi-l pune că trebuie să șadă lângă mine, care el nici... Și matasine stă tătoschi, cere dreptare și aici că și tu a spus dă pentru și ce vreau să fac cu cererea matale? Să fac cunoștință ca să măcar să știe și să susțină sau să nu susțină. Da, avocatul, deși nu a depus cere de recuzare judecătorul dacă din oficiu și ți-a încălcat dreptul, articolul 6 a convenției, alineatul 3, punctul, litera B, scrie clar că îți dă înlesniri și dreptul la apărare. Corect. Nici termenul nu ți-a dat, nici materialul dosarul dat să vezi, emis de instanță și avocat și nu a depus recuzare. Nu a depus nimica. De atâta mata nici nu vrei mai tine avocat la veci. Da, și totodată de ce trebuie să cheltui statul cu mine? Da, sunt persoane care le trebuie avocat, într-adevăr. Am nevoie, eu nu sunt potrivă și deja din moment ce am refuzat, înseamnă. Bun, nu înseamnă frumos. Domn Brega, mă înțelegem și matale. Și văd că se întinde judecata. Dar ei întind întotdeauna. A fost așa numit operator Corcinski, care azi tot a depus o cerere la poliție pe dânsul, ca extrochirie. Tot s-a numit operatorul meu până am înțeles că nu lege nu pe nimic. Nu mă atraverzează și m-am înțeles. Te referi la Arsenie care îl apără pe Corcinski? El nu îl apără, el îl îngroapă. Arsenie nu poate apăra. Dar el are și operator din oficiu, avocat de stat, dar văd că nu vrea să... Nu, el nu vrea să o accepte, doamnă, după câte am înțeles. Dar dumneata ai operator sau te apăr singur? Eu mă apăr singur, am juristul întreprinderii. Te apăr procurorul, cum ar veni? Ei, reprezintă procurorul. Am înțeles, dar ce firmă e asta, cum se cheamă? Utilaj de grosierii. Mare? Poftim? E mare? E nu chiar mare, era mare. Până nu pus-o pe pâncii de al Arsenie. Dar sunteți neam, am înțeles, cu Corcinski, nu? Eu nu sunt neam cu dânsul. Că o solicitat să duc să boteze copilul, știți, la creștini cei care își cer nu se refuză. El s-a cerut, nu l-am chemat. Clar. De ce te judeci cu cumătorul Oleg Bolotnic? Dar eu nu mă judec, el se judecă cu mine. Eu și am putut. Zici că i-ai luat un motobloc. Asta el spune. Da. Păi, dar el eu nu i-am luat lui pe deasâla nimica. Deci noi suntem cumătri, am dat lucruri unul la altul, ne-am împrumutat. Dar sunt aleg domnul Corcinski. Bolotnicu, îți dat matale motobloc ca cu mătru? Sigur. Dar și are și serilea în grosiere? Păi invoc în dosar că deja nu-i aparține lui. El e administrator, el ca administrator. Dar nu-i atacat, adică nu-i semnat niciun act, de pildă, că Bolotnicu, s-a dus și-a putut semnesc ca grosiere, îți dă motobloc și folosești și-a ajustat sacul. Nu, el mi l-a dat și m-a rugat ca să alte persoane care social vulnerabile să le ajute, la care au nevoie. Stai, Oleac, el nu s-a dat cumva din partea CDS-ului să promoveze ajutorii CDS-ului în față de creștinii din aici? Cam așa, în mintea lui, așa, fiindcă eu sunt membru la această asociație CDS și ca când lumea știind că eu sunt membru, să promovez CDS-ul, care după cum și știm, este înaintat o cauză penală.
Și aparatul e la mata acum, tractoraș? De el nici nu știu unde, că Dorin l-a adus, l-a luat, după cât eu știu. Motoblocul. La Dorin, eu m-am folosit de el. La care a fost luat, adus, iar luat. Și eu am fost în deplasare și nu mai cunosc soarta lui. Domn Corce, de ori dau o întrebare. Zi-mi, Matea, te rog, ce DS-ul și agrosierii au ceva legătură comună? Au prin Bolotnikov. Ah, el e... Bolotnikov e administrator, după cum am aflat, la utilaj agrosierii, unde are un partener, iată aici e scris, partener, țara partener, Germania, unde este și un german, Hlușcu Anton, cu capitalul dumnealui de 1.807.943 de lei. Dar cine mai sunt acolo membri fondatori, asociați, cine sunt? Nu, asta nu sunt la asociație, asta sunt la utilaj agroserie. La agroserie, zic, ești asociați. Administrator, administratorul Bolotnikov. Și sumare. Bolotnikov are suma de 873.000, Cojocaru Silvia de 1.269.080 de lei și Cojocaru Dorin de 1.081.746 de lei și Bolotnikova Tatiana. Dar asta și mie? Asta e mama lui. Aha. Cu 413.000 9 lei. Bă, dar de unde așa banii iau? Stai, Mata, iată, Cojocaru, Silva, Dorin și Bolotnikov, ăștia doresc toți la CDS, nu? Este, da, Bolotnikov e președinte. Și-s milionari. S-o oficial înregistrați ca milionari? Au astfel de venituri? Păi dacă au fondat câte un milion, înseamnă câți banii lor, nu? Păi corect, dar păi asta e fișa personală din dosar, a persoanei juridice. Asta nu, nu au la camera de înregistrări. La camera de înregistrări și eu deja am luat astea în extras, unde, dacă cu adevărat, Bolotnikov e administrator la această firmă. Mm-hmm. Și e scris. Păi de el a pus 800 de mii, nu chiar milion. Păi nu a pus el milionul, dar asta. Și aici e scris. Întreprinderea are interdicție. De care? Ce chestie adică? Are, din probleme. Cât cunosc eu, are sechestre. Dar dumneata, ești mai... participant, fondator la întreprinderea asta agricolă? Eu nu, nu am. Nu. După, din fișa persoanei juridice... Cum erai doar beneficiar sau cumătru președintele? Cumătru la care eu am și am lucrat la utilaj agrosierii. În ce sens? Cum ai lucrat? Oficial sau doar... Da, oficial așa? La dânsul nimeni. La firma dată nu a lucrat nimeni. Deci oficial nici motoblocul celălalt nu l-ai primit. Sigur, nici motoblocul... Da, aparatul celălalt sigur aparține firmei este? Din materiale este o factură fiscală că utilajul agrosierii a procurat un cultivator. Dar nu știi dacă e tamana acela. Păi nu știi, că dumnealui el vinde, cumpără, poate el dar l-a vândut, eu știu cui, și cere. Nu are niciun, nu, în dosar nu este niciun document că pe care număr e motoblocul și ăla. Așa, că când procuri, asta îți dă o fișă cu număr. Bun, ajunge pe asta. Deci nu știi unde aparatul și zici că nu l-ai luat. La moment nu cunosc, dar o să aflăm. Dar dacă te găsești vinovat, cerești. Ce cerut procurorul? Nu știi. Dar nu, nu știu. Articolul prevede de la 2 până la 6 ani de detenție. Și? Te-ai de închisoare? Nu. De ce? Păi da, dacă să mă găsească instanță vinovat, înseamnă că trebuie să suport pedeapsa. Văd că n-ai încredere nici în avocat, nici în judecător. Păi n-am încredere în avocat din oficiu. Da, judecător. Păi judecătorul, după cum s-ați văzut, Arsenie, el îngroapă. Arsenie l-a fost promis. Dacă și e vinovat, dar vinovat te faci. Și ești el fost la apărătura mea și se arată că-i încodrăne. Să și-aș pociți găsit. Păi și-a să-l pune la pușcărie, el atunci îți dă-i să. Dar ce interes ar avea? Arsenie? Da, Arsenie trebuie... Știți să... Arsenie vrea ca toată lumea să trăiește așa cum trăiește el. Dacă trăiești o leac mai bine decât dânsul, sau ai o bucată de pâine pe masă, el a să facă tot chipul să nu mai ai. Credeți-mă. Adică să trăiesc sărat. Trăiești cu pâinile bune.